un acel panel de ITNC, având în vedere că ITNC-ul este încă unul din segmentele fruntașe în comerțul electronic. I-aș invita alături de mine pe cei care sunt astăzi alături de noi în panel, respectiv Dan Dumitrescu, CEO founder Elka Octal. Te rog, Dan, dacă ești aici. Marian Alexiu, co-founder și general manager F64 Studio. Marius Ghenea, președinte Fit Distribution și Armo. Și Mihai Pătrașcu, CEO Evomag. Vă rog să veniți, să luați loc pe scaune. Clement, am nevoie de niște microfoane aici. Bine ați venit! Salut! Ups. Ok, bine ați venit! Eu am câteva întrebări, tot așa, de la magazinele online și de la oamenii care vor să afle anumite informații pentru, din partea voastră. Am să trec direct la subiect și am să încep cu o întrebare, să zicem o curiozitate personală mai degrabă. Am observat că în ultima perioadă există tendința anumitor magazine online de ITNC sau care s-au consacrat ca fiind magazine de ITNC să înceapă să vândă și alte produse. Da? Deci dacă stăm să ne gândim pe de-o parte la EMAG, pe de altă parte la Evomag, pe de altă parte la F64, care a pornit cu ideea de camere foto și acum văd că ați început să vinde și telefoane și așa mai departe. Este, și întrebarea e valabilă pentru oricine, este lucrul ăsta o tendință? Arată chestia asta faptul că piața de ITNC a ajuns la un anumit grad de suficiență? Sau care este explicația pentru care încercați să tatonați terenul și cu alte produse? Vă rog, oricare din voi. Pot să încep cu exemplele concrete, eventual cu Mihai. Salut, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți oameni de la an la an, ce înseamnă că se întâmplă lucruri bune. Din punctul nostru de vedere, motivul pentru care am pus mai multe produse din mai multe categorii a venit de la ideea de încredere. Noi am mizat întotdeauna pe un brand care trebuie să fie un brand de încredere în mintea consumatorului, în mintea clientului, să avem o retenție foarte bună, să clientul să cumpere de la noi destul de des. Și ținând cont că vindem IT, un laptop nu ți-l cumperi decât la 2-3 ani, nu poți să ți-l cumperi în fiecare an. Și atunci, cum facem ca portofelul clientului să luăm cât mai mult din el, să spunem așa. Și atunci, dacă avem această încredere în clientul, are această încredere în noi, a fost doar un singur pas în a-i mai oferi și alte produse pe care oricum el le consumă. Asta a fost logica în cazul nostru. Nu am scos în evidență foarte, foarte mult acele categorii de produse pentru că îți diluezi până la urmă mesajul magazinului. Ok, mersi. În cazul tău, Marian, am început așa exact cu ultimele... Vezi? Nu vreau să te dezamăgesc, noi nu am extins până la urmă, nu am trecut în altă categorie de produse și am rămas fideli nișei pe care ne-am consacrat, respectiv imagine, foto, video. Faptul că abordăm acum să vindem și telefoane, de fapt smartphone-uri, care au devenit un gadget în momentul de față extrem de performant, de fapt e cel mai performant gadget la ora actuală, ține F64 se implică aici legat tot de partea foto-video și considerăm în momentul de față că s-a ajuns la o maturitate în care aparatul de fotografie din smartphone este cel puțin la fel de performant ca un aparat compact. De aici, o discuție, mă rog, destul de lungă. Până la urmă, repet, nu facem decât să compensăm sau să schimbăm un echipament. Nu. Deci mai pe scurt, noi rămânem în continuare devotați pasiunii de foto video și n-aș îndrăzni să spun că ne ducem pe o altă verticală. Ok. În cazul tău, Dan, voi rămâneți, sunt bine, Elka Octal e de foarte mult timp pe piață și sunteți consacrați ca fiind pe ITNC focusați. Ai de gând la un moment dat să extinzi oferta de produse?
Nu. În primul rând, salutare tuturor. Nu, s-a pus problema, s-a tot discutat, am văzut ce face concurența noastră în ultima vreme. E logic, e adevărată, cred, chestia cu portofelul. E bine să luăm mai mulți bani din buzunarul oamenilor, să aducem mai mulți oameni pe site, să le vindem cine știe ce bețișori de nu știu ce, ca să îi vindem apoi cândva un laptop. Sunt mai multe scopuri pe care le poți urmări din chestia asta. Dar noi rămânem fideli pieței IT, NC, am extins și noi cu electrocasnice, dar ne limităm la atât. Vrem să rămână totuși produse care au o legătură cu priza, decât nu, în niciun caz pe octal nu ne dorim să vindem articole pentru copii, de exemplu. Niciun caz, niciun caz. Niciodată. E posibil să facem magazine online separate, aha, sau să achiziționăm, aha, sau să ceva. Dar pe magazinul online octal.ro nu veți vedea, cel puțin cât voi fi eu acolo, nu știu. Asta vreau să-l întreb pe Marius, vis-a-vis de abordarea asta. Tu, de exemplu, ai mers pe mai multe segmente, că e fashion, că e IT și așa mai departe. Cum crezi că e mai potrivit? Să faci, de exemplu, un Amazon din magazinul tău sau să ai mai multe magazine separate? Da, cred că nu există un răspuns corect, un singur răspuns corect la întrebarea pe care crezi tu. E o întrebare foarte interesantă și în același timp cred că ține de strategia fiecărui magazin online, fiecărui operator, modul cum își dezvoltă produsele. Vorbim aici fie de dezvoltare de produs, fie de diversificare. E clar că în măsura în care vrem să creștem, trebuie să apelăm la aceste resurse, fie la dezvoltare de produs, ceea ce înseamnă să adăugăm noi produse pentru piața existentă, fie diversificare, adică noi produse care se adreseze chiar unei ținte diferite de clienți. Dar, repet, din acest punct de vedere, e o chestiune de abordare strategică. În ceea ce privește acel Amazon despre care se vorbește ca și concept de magazin online generalist, eu am spus cu mulți ani în urmă, cred că tot la un GPEC, mulți ani în urmă am spus că nu se poate face un Amazon în România. Asta era valabil cu mulți ani în urmă, încă mai este la limită valabil. De ce? Pentru că există o problematică foarte substanțială a product managementului, deci dezvoltarea efectivă de produs, care trebuie făcută pe niște principii și trebuie să fie bine structurată. Dezvoltarea de produs înseamnă și riscul de focalizări, pentru că dacă începi să vinzi ditătii, cum se spune, s-ar putea să nu mai faci niciuna dintre vânzări bine. Și atunci există câteva strategii, câteva variante, câteva opțiuni. Noi am mers deja pe câteva dintre ele. Una ar fi strategia de mijloc, să spunem, cea de marketplace. Avem GarageMall care încearcă să dezvolte mai multe game de produse, deci nu doar zona de IT. Și acolo, într-adevăr, pot să intre în sinergie și alte categorii de produse. Trebuie să apară totuși aceste sinergii, adică nu poți să vinzi în același site, cred eu, și cartofi și tehnică, tehnologie. Trebuie să existe un anumit tip de sinergie. Cum spunea Dan foarte bine, probabil că sinergiile din zona de IT merg rapid către electrocasnice și eventual către alte tipuri de produse conexe. O altă variantă ar fi, evident, să faci într-un singur site, să încerci să faci acel Amazon, acel online mall pentru toate tipurile de produse, dar așa ceva, repet, logistic este imposibil. Și alte dezvoltări din piață, inclusiv Mag și ceilalți, au demonstrat că se va merge probabil mai curând pe această rută de marketplace, care e o rută intermediară, în sensul în care sunt alți merchants, alți furnizori care operează pe un asemenea marketplace. Aici problema fiind cum poți să aduni într-un asemenea marketplace un set de furnizori care să opereze cu același standard. Și asta e o mare problemă în continuare pe piața online din România. Și există, bineînțeles, cazul F64, există companii și există magazine online care rămân dedicate gamei de produse pe care au promovat-o, au vândut-o până acum și asta e foarte bine, pentru că asta înseamnă focalizare, asta înseamnă profesionalizare, asta înseamnă că ești recunoscut, e expert în domeniu și aici sunt două opțiuni. Opțiunea de nișă, deci nișe înguste de produse, cu riscul ca în România multe nișe să nu fie suficient de mari pentru a face un business relevant, întâmplător sau nu, piața foto e o piață suficient de mare ca și nișă ca să permită, să zicem, un jucător important sau mai mulți jucători importanți pe această piață, iar în ceea ce privește telefoanele, clar că e o dezvoltare de produs conexă activităților de bază.
nici nu știu, le activați ca telefoane sau le folosesc numai ca și camere foto? Sigur, sunt. Dar, Marius, aici, într-adevăr, poate că nișa nu e atât de mare și asta se vede și din magazinele. Sunt, cu siguranță, sunt alți operatori de magazin online în sală care o să spună că au nișe mult mai mici și au probleme așa, mult mai exact. Mari. Dar asta vreau să spun. Însă, ce am simțit noi, pentru că, cu siguranță, ne-am pus problema să încercăm și o extindere de gamă și așa mai departe, că e foarte la modă și de ce nu. Însă simțim că încă nu facem lucrurile foarte bine și e loc acolo de îmbunătățit. Sunt foarte largi zonele în care într-adevăr putem oferi într-adevăr serviciul ăla de excelență. Și atât timp cât, și cu asta încheie Andrei, atât timp cât te rog, poți să mergi pe penetrare de piață, adică ai loc să faci penetrare de piață, ar fi păcat să te diversifici în mod nerezonabil în zone pe care nu le cunoști foarte bine. Foarte ok. Penetrarea însă devine problematică pe măsură ce ai un segment de produse, o categorie de produse care e deja consolidată în online. Și aici, într-adevăr, e problema asta cu IT-ul. Asta vreau să spun. În realitate, chiar și acum, IT-ul este vândut, probabil undeva la 25% din piața totală este vândut în online, ceea ce arată că există încă loc de detentă. Această detentă va fi asumată atât de magazine online existente în piața de IT, dar și de operatorii offline. Pentru că vedem că și Altec, și Domo, și Flanco, și ceilalți, și chiar Carrefour și ceilalți, încearcă să intre din ce în ce mai puternic în această zonă online pe produsele IT. Dar pe zona magazinelor online, care probabil sunt și în sală și nu sunt, să zicem, adică magazine online de ITNC, ceva mai mici, da? Cum crezi, care ar fi diferențiatorul pentru ele? Cum crezi că s-ar putea lupta? Pentru că tot timpul știm cu toții că în ITNC primul lucru pe care îl face un magazin care de-abia intră este să dea prețul în jos, să zică, băi, trebuie neapărat să-mi atrag clienții. Bănuiesc că toată lumea știe pe termen lung că asta nu e o chestie foarte bună pentru piață. Exact. Și asta e o mare problemă, pentru că dacă cei care operează asemenea magazine își imaginează că acest diferențiator poate să fie susținut pe termen lung, se înșeală, pentru că fie vor realiza pierderi și vor ieși din business, așa cum s-a întâmplat cu multe asemenea magazine, fie dacă chiar au un model de operare low cost și n-au niciun fel de overhead și așa mai departe, vor ajunge totuși să nu convingă foarte tare clienții în momentul în care singurul factor este prețul. Deci, evident, trebuie să fie alți diferențiatori, iar acești diferențiatori ar trebui să provină, după mine, la magazine de acest gen, dintr-o anumită specializare, într-o anumită nișă. Deci să mergi, pentru că IT-ul are nișe relativ importante și care ar putea să aducă venituri semnificative și atunci, ok, nu vând de toate în zona IT, vând numai, nu știu, networking, vând numai ceva destul de specializat în care pot să ofer și servicii în spate, și în care pot să vin, cresc. Și în care pot să cresc și în care pot să fiu un expert și să fiu considerat expert în domeniu, într-o oarecare măsură, așa cum s-a întâmplat cu F64. Ok. O întrebare pentru voi toți. O să încep așa, de la dreapta mea la stânga. Dan, presupunem o situație, da? Dacă, de exemplu, am 100 de lei buget în momentul ăsta, X lei buget, da? Cum preferi să investești? Preferi să investești acea 100 de lei într-o campanie de marketing pentru un produs, eventual să dai un discount la acel produs, sau pe orice alt canal de marketing, adică, nu știu, să investești în Google AdWords și așa mai departe? Ce crezi că rentează mai bine din punct de vedere ROI? Depinde foarte mult de perioada în care ne aflăm când îmi propui tu exercițiul acesta. Dacă îmi propui la jumătatea lui decembrie, voi spune că voi face promoții. Campanii promoții de preț pe produse pentru vânzarea, imediat. Uh-huh. Dar dacă suntem în iulie, când vânzările ajung cel mai jos, nu e același lucru. Oricum, eu prefer ca oricând am un buget, jumătate să-l investesc în branding, apoi în alte canale. Adică brandingul să fie totdeauna să aibă locul lui, chiar dacă facem AdWords, putem face branding sau putem face vânzări sau putem face înscrieri la newsletter sau putem face multe. Dar întotdeauna jumătate, să zicem, din buget îl alocăm brandingului. Apoi clasicele canale care aduc vânzări imediate, cost per click, prin comparatoare de prețuri și AdWords și Facebook. Mai sunt eficiente, trec mai departe, la F64. La voi bănuiesc, nu sunt sigur, la voi bănuiesc că mai degrabă vinde puterea unei comunități construite în timp, adică voi v-ați asumat într-un fel sau altul și rolul ăsta de consultant și așa mai departe, decât o bătaie în prețuri.
Cum, care e situația acolo? Nici la noi nu face excepție, cum nu face deloc în piață și sunt sigur că toți colegii mei sunt de acord cu asta. E de fapt vorba de un mix și nu o să putem face rezultate bune dacă ne ducem într-o singură direcție. Deci răspunsul e, trebuie să găsim formula în care să reușim atât să facem, să oferim prețul cel mai bun, da? Cât să și promovăm, pentru că degeaba am cea mai bună ofertă dacă nu o aduc la cunoștința clienților mei. Și aici, cred că răspunsul e clar, aș împărți. Nu știu, ziceam, ai ceva de jumătate. Păi, așa, te rog, scurt. S-ar zice, dacă ai 100 de lei, iei și o ciorbă și o friptură, nu? Și poate rămâne și de desert. Da, pe acest mix, evident, fiecare strategie de marketing e diferită, e în funcție și de tipul de magazin și de tipul de comunitate, foarte bine ai spus, că dacă se merge mai curând pe principii de comunitate, cazul PC Garage, să zicem atunci, e clar că nu ai rost să te risipești cu sume foarte mari în ATL, fie el și online. În ceea ce mă privește, în ceea ce ne privește, mergem în general pe sumele disponibile, mergem cât mai mult pe variante BTL și variante mai puțin convenționale. Funcționează, eu știu, parteneriate cu zona de gaming, de concursuri de jocuri, hacking și așa mai departe, cel puțin pentru PC Garage, pentru tipologia de produs de acolo și în același timp alte acțiuni care pe cât posibil ar trebui să fie neconvenționale, ar trebui să fie spre zona virală. Deci mai puțin canalele, să zicem, clasice de tip AdWords și așa, da, le chiar, folosești? Chiar noi mergem destul de puțin pe canalele clasice, pentru că eu cred că eficiența lor este limitată, cred că eficiența lor scade pe măsură ce cresc volumele și în același timp eu cred că, deși ne amăgim cumva de multe ori cu posibilitatea de măsurare certă a rezultatelor, nici acolo nu e foarte clar că poți să măsori bine rezultatele și atunci rămâne o doză de incertitudine. Deci, din acest punct de vedere, preferăm zona mai puțin convențională, zona BTL. Și, în plus, faptul că avem, eu știu, partea asta de comparatoare de prețuri și așa mai departe, eu cred că zona de prețuri și agresivitatea în prețuri ar trebui să fie justificată de prețul de achiziție. Până la urmă nu pot să fac, efectiv, e, după mine, e ridicol să vând în pierdere doar pentru a face marketing. Ceea ce se poate face și recomandă, într-adevăr, tuturor magazinelor online să facă, este să discute asemenea promoții back-to-back cu furnizorii, adică în momentul în care fac o promoție, o fac și pentru interesul furnizorului, brandului, producătorului cu care lucrez și atunci trebuie să-l mobilizezi și pe el să contribuie. Și atunci dacă el spune, ok, avem o campanie pe o... Ok, o să trebuiască să te tai, să știi. Da, da, da. Pe un număr limitat de produse, pe o perioadă limitată și spune, ok, îți dau un discount suplimentar sau îți dau un premiu sau îți dau un voucher sau îți dau un bonus furnizorul, atunci cu mare plăcere îl dăm și noi mai departe. Apropo, Mihai, asta vreau să te întreb, pentru că Marius povestea un pic mai devreme de comparatoare de prețuri și pentru că în ITNC se mai pune problema asta că prețul este, de fapt, cred că peste tot se pune problema că prețul este încă un factor important în decizia de cumpărare, dar în ITNC... 60%. Da, 60% dar în ITNC, unde marcele sunt mai mici și așa mai departe, na. Vreau să te întreb, tu cum reacționezi, pentru că eu am sesizat, nu în cazul tău, dar am sesizat la multe alte magazine online, atunci când se uită pe comparatoarele de prețuri și așa mai departe și studiază concurența, ceea ce e un lucru foarte firesc. Și la un moment dat observă că, virgulă, concurența a dat prețul în jos, dai și tu prețul în jos, concurența a dat prețul în sus, dai și tu prețul în sus? Te rog. Hai să-ți răspund la acei 100 de lei, ce aș face eu. Rezultate. 1. Vrei o singură vânzare, dai un discount de 100 de lei și ai vândut un singur produs. Vrei două vânzări, te duci în Google AdWords, 50 de lei costă conversia, ai două comenzi. Vrei mai multe vânzări, dar nu punctuale, ci pe termen lung, iei un produs de 100 de lei, faci un concurs pentru abonare la newsletter, ți-ai adus 100 de abonați sau 500 de abonați la newsletter, le-ai trimis newsletter, conversia la newsletter e de 2%, minim, nu, la oricine. Dacă... Minim de 2. La mine, la noi e un pic mai mare. Da. Mă rog. Ceea ce înseamnă că pe termen lung, dacă vrei să faci ceva cu acei 100 de lei, vei face abonare la newsletter și faci o vânzare sigur. Deci pentru că prețul cel mai bun nu o să-l ai niciodată. Corect. Să înțeleg că din punctul tău de vedere, să zicem din mixul ăsta de canale de marketing, care e și la raportul ăsta de investiție versus return of investment, newsletter-ul și email marketing-ul funcționează printre... funcționează cel mai bine? Cel mai bine.
Da? În toți anii aceștia, toată lumea trebuie să știe că newsletter-ul este cel mai bun convertor. Ok. O să mai întreb acum o chestie legată, și nu e o mare nebunie legată de Black Friday, e adevărat că se apropie, dar din punctul meu de vedere... O să dau microfonul mai departe dacă discutăm de Black Friday. De ce, tu nu o să participi? Întrebam de Black Friday în sensul că s-ar putea, nu sunt sigur, acum nu știu cum se întâmplă la voi, dar am mai discutat cu magazine online de AT&T, care au spus că în perioada asta premergătoare Black Friday, vânzările au început să scadă. Dacă acum 2 ani de zile perioada era mai scurtă, pentru că Black Friday nu era atât de bine mediatizat, pe măsură ce el crește în notorietate, oamenii încep să aștepte din ce în ce mai mult acele promoții. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, am putea să numim lucrul ăsta ca o lamă cu două tăișuri. Este așa sau nu este așa? Adică, cel puțin în state, sunt anumite perioade când de prin septembrie oamenii încep să aștepte. Deci 2 luni de zile de vânzări scăzute rentează pentru Black Friday? Întrebarea e adresată tuturor. Dan, te rog. Eu să zic eu primul. Zi tu primul, da. Că nu ne convine chestia asta, trebuie să ținem cont de ea și probabil se va accentua cu trecerea timpului. Dacă acum 2 ani nu știa nimeni de Black Friday, foarte puțin, nu cred că au existat oameni care să aștepte ziua de Black Friday să cumpere ceva. Anul trecut deja s-a simțit. S-a simțit un pic. Și anul ăsta se pare că va crește această tendință și nu știu unde se va ajunge. Și tot așa. Dar cu siguranță, răspunsul la întrebarea ta dacă merită una peste alta, răspunsul e că merită. Nu, cel puțin acum nu afectează atât de mult. Dacă ziua de Black Friday îți aduce vânzări de 20 de ori mai mari față de o zi obișnuită, e clar că... Ok, uite, o să-l întreb și pe Marian și pe Marius și pe Mihai după aia. Ok, cresc vânzările de Black Friday. Cât la sută din clienții pe care atunci îi atragi pentru acele oferte de prețuri, care să zicem sunt vânători de preț într-un fel sau altul, cât la sută din ei devin din nou recurenți, sunt clienți recurenți, îi fidelizezi? Se poate face chestia asta? Te rog, Marian. Cu sigur, de fapt ăsta e și motivul, sau din punct de vedere al nostru, al magazinelor, suntem offline sau online, e vorba în primul rând de clienții noi care iau la cunoștință de experiența pe care o pot avea în magazinul respectiv. Așa că, sigur, mulți din ei convertesc ulterior. Ăsta e și motivul pentru care noi anul ăsta ne-am angajat din nou la acest efort, pentru că e un efort din punct de vedere financiar, nu știu câți din jucători ajung la o cifră rezonabilă în sensul profitului. Adică se poate merge pentru și pe pierdere? Nu neapărat că mergi pe pierdere, dar aici sunt niște eforturi susținute împreună cu furnizorul, evident, nu de unul singur, că nu există astfel de marje, dar în momentul respectiv e mai degrabă o acțiune de awareness, atât pentru noi ca retailer, cât și, de ce nu, pentru branduri, pentru furnizori. Așa că da, merită din punct de vedere al awareness-ului. Se face o valoare foarte mare, din păcate pentru noi F64 nu e o mare bucurie, pentru că ne privează exact de ce putem face noi mai bine, respectiv consultanță. În momentul ăla nimeni nu mai oferă consultanță și există șansa să achiziționezi produse care de fapt nu-ți trebuiesc. Nu și ți se potrivesc mai degrabă. Te grăbești să iei pentru că e la un preț atractiv. Nu e stilul nostru, participăm punct pentru awareness. Ok. Marius, scurt? Scurt. Black Friday nu e o zi, este un ecosistem. Și e un ecosistem care, din fericire, a apărut în România mai repede și mai viguros și mai semnificativ decât în multe alte piețe online pe care le-am văzut, în jur cel puțin, evident, de sorginte americană, dar până la urmă l-am luat în România și e o chestiune de ecosistem. De ce spun asta? Pentru că în Black Friday sunt implicați nu doar clienții care cumpără și comercianții care vând, sunt implicați toți cei care sunt business-uri de suport,
eu știu, curierii, furnizorii, procesatorii de plăți și așa mai departe și așa mai departe. Și faptul că toți au îmbrățișat cu toate aceste probleme Black Friday ca pe un eveniment foarte important, înseamnă că e important pentru fiecare dintre membrii acestui ecosistem. Bineînțeles, din punctul meu de vedere, e clar că cei mai câștigați până la urmă sunt clienții, dar chiar asta ne dorim până la urmă, să existe un beneficiu semnificativ pentru clienți, în ceea ce privește ce spuneai cu pierderea versus vârful de vânzări din Black Friday. Până la urmă este, zic eu, sau ar trebui să fie mai mult decât un joc de sumă nulă, pentru că în momentul în care, chiar cu niște scăderi de vânzări înainte de Black Friday, vine Black Friday cu niște oferte tentante, probabil că există un anumit stimul, și am văzut asta și anul trecut, ca piața să crească un pic peste normalul, să zicem, ratei de creștere sau de stagnare sau de scădere a respectivei piețe. Deci, cumva, Black Friday aduce ceva în plus, ce e drept cu niște sacrificii de marjă, pentru că niște sacrificii de marjă se fac și destul de importante în Black Friday. Pe total, e un lucru bun și cred că ar trebui să fie continuat, dezvoltat și, de ce nu, diversificat. Pentru că, iarăși, Black Friday era o chestiune oarecum rezervată IT-ului. Acum, deja de anul trecut, am lansat și cu Fashion Up Black Friday și probabil că vom vedea multe magazine care lansează Black Friday. Cu precizarea, și aici sunt de acord cu Marian, că ar trebui să ne gândim la Black Friday ca la acel tip de efort de vânzare și de marketing pentru produse de tip commodity. Dacă sunt produse sofisticate, dacă sunt produse care au nevoie de consultanță, Black Friday s-ar putea să vină și cu un impact negativ pe această parte și atunci acele produse care nu sunt commodity, din fericire IT-ul este chiar commodity în momentul de față, dar acele produse care nu sunt commodity ar trebui analizat de către magazinele online dacă merită să intre în acest iureș al Black Friday sau nu. Ok. Mihai, vreau să te întreb și cu asta închei legat de Black Friday. După ce este toată nebunia asta de Black Friday și se întâmplă acum pe 29 noiembrie, practic e relativ aproape de concediu. După aia, ce se întâmplă cu perioada în care creșteau vânzările pentru Crăciun? Se mai întâmplă chestia asta, cum se întâmpla acum câțiva ani înainte de Black Friday, sau deja vânzările o iau în jos? Te rog. E o întrebare bună. Da, am și mai pierdut. Deci, scad vânzările după Black Friday, sau nu? Eu am coșmaruri de 6 luni de zile cu Black Friday-ul, eram eu să zic ceva, dar mă rog, nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun, doar că efortul din foarte multe puncte de vedere este, nu știu, nejustificat, să zicem așa. Clientul câștigă, este cel mai câștigat, în nebunia lui își dă seama că după aceea n-are nevoie de produsele alea, returnează vreo 4%, deși de obicei trebuie să returneze doar 1%, costuri suplimentare, lucruri pe care poate nu le bugetez neapărat. Dar concluzia este că 20% din clienții care n-ar fi cumpărat de pe site-ul tău, deci 100 de clienți cumpără, 20% îți rămân, ceea ce e foarte mult, și doi la mână se păstrează încă nebunia și de Crăciun. Ceea ce, până la urmă, dacă te gândești, ai pregătit echipa pentru nebunia din decembrie, ai o echipă motivată, să zicem așa, pentru o muncă susținută, niște vânzări susținute și în decembrie și îți mai rămân și 20% din clienți, minim. Acum depinde de fiecare. Și mai sunt și numeroși și vizitatori pe care ți-i aduce evenimentul, dar nu cumpără. Îți cade serverul, dar dacă îți vin sute de mii de oameni în ziua aia, chiar dacă nu cumpără, mulți se supără că n-au mai apucat să cumpere, dar poți să faci ceva cu ei, să poți specula într-un fel sau altul. Da, adică au aflat de tine în primul rând. Da, doi, n-ar fi poți cumpărat. Să-i abonezi la newsletter, să încerci să faci dacă ceva. Dacă nu-ți pică site-ul sau semnul. Dacă nu-ți pică, dar traficul nu va fi numai în ziua aceea. Cu 2 săptămâni înainte va începe explozia. Da. Și va continua și după o perioadă va exista. Okay, Black Friday-ul, scuză-mă un pic, e totuși un pretext extraordinar de bun, încă o dată, ca să poți accesa clienți noi și reușind să păstrezi niște, să oferi niște servicii de calitate, automat îi vei păstra. În momentul așa cum s-a întâmplat și anul trecut, ne-am trezit că au picat serverele. Evident, nimeni nu se așteaptă că o să fie up dacă nu-și face un upgrade de, nu știu, 1000 de ori față de cât are în mod normal. Sau e asta o politică de marketing a magazinului? Trebuie să spice site-ul. M-aș bucura să fie așa. Eu la 12:05 mi-am dus la server și am făcut în ciuda, am tras de sticker. Da, stresul există, îți pot confirma și eu.
nu ne bucurăm, tocmai pentru că am vrea, dacă s-ar putea, să-i lăsăm să intre doar pe clienții, să spun, cumpărători, nu vizitatorii. Nu poți face așa ceva și încă o dată vrem să exploatăm acest eveniment tocmai prin a-l înscrie pe client la newsletter, de ce nu, e un pretext foarte bun să-și facă cont înainte ca să poată beneficia de oferte. Okay. Așa mai departe. Da. O ultimă întrebare, cum vedeți voi piața de e-commerce de anul ăsta? În sensul de la ce cifre ne așteptăm? Marius, de exemplu, cât crezi că face retail-ul online în 2013? Deci mă refer pe zona de produse, mai puțin servicii, utilități, facturi și așa mai departe. Vorbim de IT sau vorbim de... Vorbim de tot, da? Nu numai de IT. Probabil că undeva pe la 500 de milioane. 500 de milioane. Estimarea ta sau estimarea principalilor jucători? Cum estimare este? Consolidată, să zicem, cu principalii jucători și completând, cu extrapolând cu ce se poate întâmpla la nivelul restului pieței, dar iarăși, când vorbim de cifre în online, e o discuție foarte complicată, pentru că depinde ce anume includem, ce anume nu includem. Evident că aici nu sunt incluse serviciile, utilitățile, acele plăți electronice pentru, eu știu, asemenea lucruri. Nu includ aici nici bilete de avion. Da, deci, asta era întrebarea. Practic, excluzând lucrurile vorbim de produse fizice, să spunem, vândute online. 500 de milioane de euro față de cât anul trecut? Adică să știm măcar procentul de creștere. Anul trecut noi ziceam 375 de milioane, cred că până la final au fost vreo 400 de milioane. Foarte important este că, deși vedem rate de creștere semnificativă și oricum dacă facem o comparație, un benchmark cu retail-ul tradițional, ar trebui să fim absolut entuziasmați, să nu uităm că an de an industria de retail online se diversifică, apar nu doar noi jucători pe fiecare categorie de produse, dar apar noi categorii de produse și încep să se dezvolte noi categorii de produse. Și atunci pe această tendință, iar pe partea de electro-IT, să nu uităm că până la urmă pe partea de electro-IT avem o piață de 1 miliard și ceva totală de euro, dintre care 300 de milioane deja sunt probabil un pic peste 300 de milioane sunt online. Ok. Mulțumesc. Foarte pe scurt, dacă există întrebări din public, e șansa voastră să întrebați care este rețeta succesului acestor oameni care reprezintă magazine online de succes. Așadar, vreo întrebare? Nu. Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor!